Proprietarii terenului de la plaja veche sunt puni de plată dacă nu vor face curățenie după cei care au ales să scape de gunoiul menajer, resturi animaliere și multe alte deșeuri ce nu și-au locul pe acest teren. În cadrul verificărilor efectuate, comisarii gărzii de mediu au identificat o parte din proprietarii terenului și susțin că vor aplica măsurile ce se impun. Aceasta e zona care a fost controlată, zona despre care ne-ați vorbit dumneavoastră în acest reportaj. Se vede de aici din plan că sunt mai mulți proprietari. Deci tot terenul acesta a fost împărțit între mai mulți proprietari. Așteptăm de la primărie să ne identifice proprietarii și în urma identificării proprietarilor să trasăm măsurile, să încheiem și cu dumnealor acte de control în care să trasăm măsuri pentru salubrizare și termene de impunere. În următoarele zile, aceștia vor fi contactați de comisarii gărzii de mediu și înștiințați de faptul că vor avea un termen limită să curețe zona de gunoaie. Chiar dacă în situația de față vina nu le aparține în totalitate, proprietarii pot apela și la ajutorul poliției locale pentru a-i depista pe cei ce au făcut un obicei să arunce gunoiul în zonă. Întrebați despre situația de față, cei de la poliția locală spun că se efectuează patrule în zona fabrica de zahăr și nu de puține ori au sancționat cetățenii care veneau în zonă să arunce gunoiul. Câți giurgiuveni au fost sancționați, nu știm și se pare că nici poliția locală nu știe cu exactitate în acest moment. Echipele din cadrul Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu desfășoară activitatea pe toată raza Municipiului Giurgiu, inclusiv zona de care dumneavoastră amintiți. În zona aceea se încearcă cu dezăvârșire un control mai amplu, deoarece și la Direcția Poliției Locale au venit sesizări că în acea zonă se aruncă gunoaie, menajere, chiar și animale. În timpul patrulelor dumneavoastră, ați depistat pe cineva care aruncă gunoi acolo? Echipele noastre, cele care patrunează în acea zonă, patrulele auto, să știți că cel puțin anul trecut au avut sancțiuni aplicate cetățenilor care au aruncat gunoaie menajere în zona respectivă. Pentru a nu se confrunta cu situații în care cetățenii fără simț civic vor transforma din nou zona într-un depozit necontrolat de gunoi și pentru a nu mai fi luați prin surprindere de astfel de situații, Garda de Mediu va cere sprijinul și poliției locale, însă înscris de această dată. O să încercăm să luăm legătura din nou, așa cum v-am spus și data trecută, că dumnealor, poliția locală în speță, ne-au mai ajutat și în alte cazuri, să luăm legătura cu dumnealor și eventual cu aceste situații care tot apar, să încercăm să încheiem și un contract de colaborare cu dumnealor, un act comun prin care dumnealor să ne susțină, dar să ne susțină și în baza actului încheiat între instituții. Potrivit comisarului șef Dana Brazu, zona de la plaja veche va rămâne permanent în atenția instituției, având în vedere că situația s-a mai repetat și anul trecut.